Patru dintre componenții echipei masculine de handbal sunt acum în Egipt, acolo unde se va desfășura campionatul mondial. i are convocat la Naționala Cehiei pe extrema stângă Milan Cotrici și pe extrema dreaptă Thomas Cip. Apoi José Guierme de Toledo este la echipa națională a Braziliei iar Edimilson Andrade de Arauho la cea a Portugaliei. Alți trei jucători de la Minaur se află în pregătiri cu echipa națională de senior sub comanda antrenorilor Rareș Fortunanu și Adrian Petra. Este vorba de centrul Călin Căbuț și de interi stânga Alexandru Cepreghi și Andrei Buzle. Alți trei tineri jucători se află în lotul național de tineret, respectiv centrii Eric Pop și Mihai Dobra, plus extrema dreaptă Bogdan Buguleț. Celălalt componență a echipei Minaur se pregătesc în Baia Mare alături de antrenorul secund Alexandru Sabou. Ce seminaur ocupă locul 5 în Liga Zimbrilor și este calificată în optimile de finală ale EHF European Cup, acolo unde va juca pe 19 și 20 februarie cu Donbass Mariupol din Ucraina, ambele meciuri urmând să aibă loc în Baia Mare.